Vaterem, Fiul, Apostol, capitolul 6. Și în zilele acestea, în mulțindu-se, ucenicii pe câte s-au răpire inimilor către evrei, toți să treceau cu vederea într-o slujbă cea de toate zilele, văduvile lor. Și chemând cei 12 mulțimea ucenicilor, zisere, nu e plăcut noi, părăsind cuvântul lui Dumnezeu, a slujit la mese, s-o cotize aceia fraților. Șapte oameni dintre voi mărturisesc fiind plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care vom pune peste treaba aceasta. Iar noi la rugăciune și la slujba cuvântului vom îngădui și pe cuvântul înaintea a tuturor și aleseră pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Timon, și pe Parmenon, și pe Nicolon, nemernic Antiohian, pe care a pus milor, și mându-se, a pus peste ei voinile. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și seamătea numărul cenicilor în Ierusalim foarte. Și multe luată din preoți ascultau credinții. Iarăși Ștefan, plin de credință și de putere, făcea minuni și semne mari într-un norod și se sculară oarecare dintr-o cei din adunare, ceea ce se zicea ai revertinilor și ai chirinilor și ai alexandrianilor și celor de la Chinichia și Asia, certându-se cu Ștefan și nu putea să stea împotriva înțelepciunii și Duhului căruia grăia. Atunci au supus oamenii zicând, am auzit pe el grăind graiuri de hură, pe Moise și spre Dumnezeu, și au întărătat pe norod și
de bătrâni și pe călduror, și stând în piept, și stând asupra, îl apuca să răpâie, îl apuca răpâie, și îl aduse la sfor. Și pus la mărturii, mincinoase zicând, omul acesta nu părăsește graiul, cu blestem a grăit. Grăirea asupra locului celui sfânt acestui om și legii, pentru că am auzit pe el zicând că Iisus Nazarinianul acesta va scurpa locul acesta și va schimba obiceiile care le-au dat nouă Moisei.